În rugăciunea Tatăl nostru sunt șapte cereri. despre aceste cele șapte cereri vreau să vorbesc. Simbolistica cifrei șapte o vedem de la creație. Cele șapte zile. O vedem în Apocalipsa e foarte răspândită cifra șapte. Șapte biserici, șapte îngeri, șapte potire, șapte orgii, cele șapte ale lui Dumnezeu. Ilie și-a rugat de șapte ori până a venit ploaia. Șapte cereri în Tatăl nostru. Deci nu este la întâmplare. Această simbolistică a cifrei șapte este o plinătate plinătatea lui Dumnezeu. Să ne uităm la fiecare din cele șapte cereri, putea să grupăm aceste șapte cereri în două grupe. Primul grup de cereri, primele trei cereri. Întâi Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Următoarele patru cereri, grupul 2, apoi noi, deci, întâi Dumnezeu cu cele trei cereri, apoi noi cu patru nevoi vitale. Pâinea, iertarea, problema ispitelor și problema izbăvirilor. Față de rugăciunea păgânilor care era bolboroseală, rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune logică. Fiecare cerere este înlănțuită logic de următoarea cerere. Deci, nu e la întâmplare. Însă. Nu preținem cont de această logică în viața noastră de rugăciune. Câteodată sunt cereri pe care le neglijăm total din cele șapte. Nu prea ne rugăm. Poate cele mai des cereri sunt legate de pâine și de iertare. Haideți să învățăm astăzi importanța celor șapte cereri, logica celor șapte cereri, înlănțuirea lor și Dumnezeu să ne întărească în viața de rugăciune. Deci, repet... Cele două grupuri de cere. Întâi Dumnezeu, primele trei, și apoi noi, următoarele patru cereri. Prima cerere sau cererea 1. Sfințească-se numele tău. Ce înseamnă lucrul acesta? De ce începe rugăciunea? De ce începe viața de rugăciune cu sfințirea numelui Dumnezeu? Sfințească-se numele tău înseamnă lăudat să fie numele tău. Noi trebuie să învățăm să lăudăm pe Domnul. Lăudați pe Domnul că ce este bun, că ce în veac ține îndurarea Lui. Mai lauzi tu pe Domnul. Ești centrat pe această primă cerere din Tatăl nostru. Binecuvântat să fie Domnul, lăudat să fie Domnul, preamărit să fie Domnul, înălțat să fie Domnul. Toate acestea înseamnă sfințească-se numele tău. De ce numele Lui Dumnezeu e legat? Prima cerere este legată de numele Lui Dumnezeu. Numele Lui Dumnezeu înseamnă identitatea Lui Dumnezeu, persoana Lui Dumnezeu. Și vedem că Dumnezeu are mai multe nume, atât în vechiul cât și în Noul Testament. Elohim, Yahweh, El Shaddai, El Elion, Dumnezeul cel preanalt, va Ire, nu? Domnul va purta de grijă, va Shalom, Domnul Pacea noastră, nu? Cel mai dulce nume al lui Isus, cel mai dulce numele lui Dumnezeu în Noul Testament este Tatăl Ceresc, Ava. Vedem Dumnezeul nădejdei. Noi când spunem sfințească să numele tău, putem să și rostim care din nume să fie sfințit. Să lăudăm pe Dumnezeu folosind numele lui Dumnezeu. Pentru Hristos cel mai dulce nume a fost Ava, care înseamnă tătic, diminutiv de la Tată. Atât de intim era Iisus Hristos cu Dumnezeu încât îi spunea Ava, adică tăticul meu. Cererea întâi, sfințească-se numele tău. Dumnezeu să ne ajute să rostim cererea întâi în rugăciunea noastră. Să nu neglijăm sfințirea numelui Dumnezeu, lauda lui Dumnezeu, preamărirea lui Dumnezeu. Să folosim numele lui Dumnezeu. Cererea a doua, vie împărăția ta. Împărăția lui Dumnezeu este legată de numele lui Dumnezeu. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Este domnia lui Dumnezeu, stăpânirea lui Dumnezeu, teritoriul în care se face voia lui Dumnezeu. Hristos spune că împărăția lui Dumnezeu e între voi, s-a apropiat între voi. Deci are două sensuri această cerere. Să stă venire parțială a împărăției și venirea finală a împărăției. Împărăția deja a venit, dar n-a venit în toată splendoarea. Nu este venirea finală. Este această venire inițială a împărăției, venirea parțială a împărăției. Deci ne rugăm ca împărăția lui Dumnezeu să vină între noi. Să primul sens al rugăciunii vie Să vină între noi. Cine face parte din împărăția lui Dumnezeu? Pe lângă îngeri și această lume supranaturală. Toți cei care sunt mântuiți. Deci eu când mă rog, vie împărăția ta, eu mă rog și pentru această venire inițială a împărăției Lui Dumnezeu, să vină împărăția Lui Dumnezeu între noi. Adică, Doamne, mântuiește oamenii. Amin. Doamne, vrem împărăția Ta să se extindă pe această planetă, Doamne. Al doilea sens este să vie această împărăție, venirea finală împărăției Lui Dumnezeu, când Hristos va reveni. Deci a doua cele exprimă și dorul după venirea lui Iisus. Doamne, vrem să, fie să vină împărăția ta. Această venire finală a împărăției tale. Pentru că noi vrem, Doamne, să te vedem în toată frumusețea ta. Împărăția lui Dumnezeu are mai multe nume în Scriptură. Mă opresc doar la câteva nume ca să înțelegem mai bine. Coloseni folosește această denumire de împărăția fiului dragostei lui. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui Colosninul cu 13. Această împărăție este o împărăție a fiului iubirii. Este o împărăție a iubirii pe pământ este împărăția urii. războie, ură, violență. Împărăția aduce pace. Împărăția aduce iubire. Domne, vie împărăția fiului dragostei tale. Avem nevoie. Pentru că cu venirea împărăției vine iubirea. Iubirea supranaturală lui Dumnezeu. O altă denumire pentru împărăția lui Dumnezeu este împărăția cerurilor capitolul 13 din Matei, pune mare accent pe ideea de împărăția cerurilor. Doamne, vie împărăția cerurilor pe pământ. Atât de mult contează să înțelegem noțiunea de împărăție. Hristos predica împărăția lui Dumnezeu. Știți că după înviere, până la înălțare, 40 de zile, știți că a fost tema cea mai importantă pe care Hristos o predica? Împărăția lui Dumnezeu. I-a învățat despre împărăția lui Dumnezeu. Pavel vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Hristos vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu și trebuie să ne rugăm. Domne, vie împărăția ta. Vrem să vină această împărăție. Vrem să se extindă pe acest pământ și vrem să vină Hristos din nou a doua oară înapoi. O altă denumire pentru împărăția lui Dumnezeu este o denumire, poate cea mai lungă denumire, în 2 Petru, capitolul 1 cu 11. Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. E cea mai lungă denumire. Împărăția veșnică. De deci această împărăție nu este o împărăție trecătoare. Imperiul Roman a fost ceva trecător. Cel mai mare imperiu. Imperiile care sunt pe pământ apar și dispar. Dar împărăția lui Dumnezeu este veșnică. Nu se va distruge niciodată. Slăviți să fie Domnul. Deci împărăția pentru care mă rog să vină este o împărăție veșnică. Și a cui aparține această împărăție? Este împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Este Hristos Domnul și Mântuitorul tău? Pentru că dacă este Hristos Domnul și Mântuitorul tău, tu intri în această împărăție veșnică. Este criteriul ca să intrăm în această împărăție veșnică. Această împărăție a lui Dumnezeu, se va instaura pe pământ. A început extinderea cu venirea lui Hristos, dar se va instaura în toată frumusețea. Când Hristos va, deveni, va veni a doua oară, el va face un cer nou și un pământ nou în care va domni neprihănire. Și spune în alt loc în Scriptură că se mai numește această împărăție și împărăția Tatălui. Împărăția Tatălui meu. Vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui meu. Cei care umblă cu Hristos tu știi că acesta este destinul tău să strălucești ca soarele în împărăția Tatălui? Împărăția aceasta trebuie să vină. Dar eu trebuie să mă rog. Și pun această întrebare. Ne rugăm noi pentru asta. Strigăm noi, vie împărăția ta! Extindeți, Doamne, împărăția ta pe acest pământ și să vină această împărăție finală. Să vină Hristos! Ne rugăm pentru asta! Dumnezeu să ne ajute pentru asta. A treia cerere se leagă de voia Lui Dumnezeu. Vedeți? Cum se leagă primele trei? Numele Lui Dumnezeu, împărăția Lui Dumnezeu, pentru că este condusă de Dumnezeu, nu care un nume, și dacă vine împărăția ta, dacă vine această împărăție, acolo se instaurează voia Lui Dumnezeu. Este ordine logică în toate lucrurile acestea. Facă-se voia ta, spune a treia cerere, precum în cer, așa și pe pământ. Cineva a greșit odată și a zis, facă-se voia ta, nu? Precum pe pământ așa în Voia lui Dumnezeu se face în cer. Ce înseamnă voia lui Dumnezeu? În 2 Petru, capitolul 3, cu 9, vedem că Domnul dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Voia lui Dumnezeu este ca tot să vină la pocăință. Dar pentru noi, câteodată, E greu să credem că anumite persoane se vor pocăi. Nu se poate pocăi, e prea greu de pocăi. Ascultați-mă, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Voia lui Dumnezeu este ca tot să vină la pocăință. Sunt unii care zic, eu nu sunt frat, eu nu sunt planul de mântuire al Domnului, eu nu pot să vin la pocăință. Din momentul Dumnezeu dorește ca toți să vină la pocăință. Dar Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Și dacă tu nu vii la pocăință, este doar responsabilitatea ta. Noi trebuie să rugăm să se facă voia Lui Dumnezeu. Hristos în ghețimanii a avut agonie. Știți pentru ce a avut agonie? Și citim în Evanghelie. Se ruga în felul următor. Doamne, facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Că toată este un conflict între voia noastră umană și voia Lui Dumnezeu. Să știți că cererea a treia este grea. Este grea. Când eu cu toată ființa mea vreau să fac ceva și Dumnezeu zice nu. Nu mă refer la păcat. Sau doar la păcat. Și lucruri bune. Pavel a vrut să intre în bitinia, dar Duhul Sfânt nu i-a dat voie. Nu, și nu intri în bitinia. Noi trebuie să ne învățăm să facem această cerere cu, cu inima curată. Doamne, facă-se voia ta. Pentru că unii ar poți să faci dintr-o inimă murdară cererea. Pe vremea lui Ieremia, căpeteniile, i-au zis lui Ieremia, roagă și întreabă pe Domnul să mergem sau nu în Egipt. Dar ei n-au avut inima curată, ei tot vreau... Tot ce au vrut ei vreau să fac. Nu mai a vrut să aibă asigurare că și Dumnezeu e de acord cu ei. Și a ieșit răspunsul, nu mergeți în Egipt. Și n au ascultat. Ei au cerut, nu? Să afle voia lui Dumnezeu și n au ascultat de voia lui Dumnezeu. De multe ori suntem așa. Am vrea așa informativ să știm voia lui Dumnezeu, dar tot facem ce vrem noi. Cerea treia spune, Doamne, facă-se voia ta, nu voia mea. Precum încerci să face voia ta, facă-se voia ta și în inima mea. Precum încerci să face voia ta, facă-se voia ta și în familia mea. Precum încerci să face voia ta, facă-se voia ta și în biserica mea. Precum încerci să face voia ta, facă-se voia ta și în România. Și în lumea, E atât de importantă această cerere. Fiecare cerere este importantă. Dar pe asta o neglijăm ne enorm de mult. Doamne, facă-se voia ta. Și să spunem locul unde să facă voia lui Dumnezeu. În 1 Ioan 5 ni se spune despre rugăciune după voia Lui. Când ne rugăm după voia Lui, spune Ioan, Dumnezeu ne ascultă și suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Deci, prin rugăciune, noi deschidem porțile voii Lui Dumnezeu în viața noastră. Așa Dumnezeu să ne învețe să stărim pentru cererea treia. Să ne rugăm mai des, Domne, facă-se voia Ta! Dar nu uitați că această cerere aduce agonie. Hristos a avut o agonie teribilă în Ghețimanii. E un conflict între voia noastră și voia lui Dumnezeu. Și mulți cad în acest conflict. Merg după voia lor. Și știți ce zice Scriptura? Că Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate. Deci Dumnezeu te lasă după voia ta dacă vrei să mergi. Dacă nu vrei să asculti de voia lui Dumnezeu, te lasă să mergi. Primul grup, primele trei cereri pot fi grupate sub acest titlu. Întâi Dumnezeu. Întâi numele lui Dumnezeu, întâi împărăția lui Dumnezeu și întâi voia lui Dumnezeu. Deci primele trei cereri n-au de-a face cu noi, au de-a face cu Dumnezeu. Dar în cererile noastre aproape ne grijăm în totalitate, doar noi, nevoile noastre le aducem. Vindecă-ne, fă-ne, du-te, Doamne, dar nu ne interesează aceste lucruri ale lui Dumnezeu. Hristos învață pe ucenici, puneți prioritate întâi pe aceste lucruri ale lui Dumnezeu. Puneți prioritate în ruga voastră pe numele lui Dumnezeu, pe împărăția lui Dumnezeu și pe voia lui Dumnezeu. Și noi trebuie să revenim la aceste prioritate. Cele noastre în rugăciune să aibă această prioritate. Întâi Dumnezeu și apoi noi. Hai păi să mergem și la nevoile noastre, la cerile noastre. Prima nevoie a noastră este nevoia de pâine. Este cererea patra. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Primul sens se referă la nevoia fizică. Fiți rog foarte atenți. Dacă primele trei cereri erau la singular, nu? Numele tău, împărăția ta, voia ta la singular următoarele patru cereri sunt la plural. Pâinea noastră! Greșelile noastre! Înseamnă că nu trebuie să ne rugăm doar pentru noi, ci trebuie să ne rugăm și pentru seminul nostru. În această cerere nu te rogi doar pentru tine, ci te rogi și pentru cel de lângă tine. Asta înseamnă. Să reține, pâinea noastră nu este pâinea mea numai. Că eu sunt tentat să mă rog doar pentru pâinea mea și nu-mi pasă de pâinea seminului meu. Iisus ne învață în această rugăciune să mă rog și pentru pâinea semenului meu. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă nu astăzi. Se înseamnă nevoile noastre zilnice. Să le aducem înainte de Dumnezeu. Să cerem. Este cererea patră. Locul de muncă. Aici, la pâinea noastră, nu se referă doar la hrana zilnică, ci toate nevoile noastre, prin, ex, prin extindere. Toate nevoile noastre. Nevoile noastre emoționale, nevoile noastre relaționale, toate intră la pâinea noastră. Singurătățile tale. Poți să-i zici, Doamne, Doamne, trăiesc vremuri de singurătate, dă un oameni care să fie aproape de mine. Intre tot la pâine, la această pâine emoțională. Tu ai un loc de muncă. Intre tot la această pâine. Doamne, dăm un loc de muncă. Sănătatea noastră intră tot la această pâine. Pâinea sănătății. Vedeți? Și poți să vorbești cu Dumnezeu. Dar nu te rugă doar pentru tine, roagă -te și pentru Sânul tău, pentru că spune pâinea noastră. Ei suntem învățați să ne rugăm și pentru cel de lângă noi. Dumnezeu să ne ajute la asta. Să facem distinție. Primele trei cereri la singular, următoarele patru la plural, a noastră. Ieremia 37 cu 21 spune că în fiecare zi primea Ieremia o pâine până s-a terminat pâinea din cetate. Ieremia era persecutat, dar în mijlocul persecuției, Dumnezeu a îmbunat inima vrăjmașilor și i-au dat o pâine în fiecare zi. Poate în mijlocul adversităților te întreb, eu pot să primesc o pâine? Pot să primești o pâine ca și Iremia? Dacă ceri. Doamne, dă-ne pâine cele toate zilele. Și ce zice Biblia? Nu aveți, fiindcă nu cereți. Să nu avem gura închisă, să avem gura deschisă. Contează să primești pâinea, dar și contează și locul unde primești pâinea. Domnul să bine contează și locul unde primim pâinea. Când am căutat pentru Olimpiada Națională de Religie un loc unde să fie cazat, să primească pâinea, am găsit un loc bun la Hotelul Continental. Domnul să contează și acest loc. Când am căutat un loc unde să fac conferințe, primit un loc la Perla din unul mai. Dumnezeu îți și acest loc. Dumnezeu îți dă pâinea, Dumnezeu îți dă și locul unde să iei pâinea. Foarte important să știi și să binecuvântezi locul acela. Pâinea și locul unde primești pâinea. S-ar putea să primești pâinea în locul în care nu te gândești sau prin mijloacele prin care nu te gândești. Mă gândesc la Ilie. Ilie a primit hrana printr-un corp. Nu s-a gândit Ilie că va primi prin un corp. nu era o pasăre curată, era un mijloc necurat. Poate în fanatismul nostru pretindem lui Dumnezeu lucruri pe care Dumnezeu nu le-a promis că ni le va da. Ilie a trebuit să primească hrana printr-un corp. Poate ar fi spus Ilie, dar Doamne, dăm printr-un porumbel, printr-o pasăre curată. De ce, Doamne, vrei o pasăre necurată? De ce ai ales pentru mine? Nu, nu cum mai e în josire pentru mine că printr-o pasăre necurată primesc hrana? Când Dumnezeu vrea să-ți dea hrana, îți dă cum vrea El. Poate folosi chiar oameni răi să-ți dea hrana. Poate folosi mijloace care mintea ta n-au niciun rost. Dar Dumnezeu a ales un corp. Pentru că Dumnezeu a vrut să arate că toate lucrurile ascultă de El. Nu doar păsările curate, nu doar porumbei ascultă Dumnezeu, ci orice pasăre, orice vețuitoare ascultă de Dumnezeu. Ar fi bine să mijlocim aici, dragii mei, și pentru alții. Să învățăm să mijlocim și pentru alții. Pentru sănătatea altora, asta o facem. Pentru pâinea altora, pentru locul de muncă al altora, pentru că spune pâinea noastră. Asta trebuie să învățăm. Să trecem de la pâinea mea la pâinea noastră. Să trebuie să fie o mare trecere. Să mijlocim și pentru pâinea altuia. A cincea cerere spune în felul următor. Iertarea. Și ne iartă nouă greșile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. În Luca 17, cu 1 la 4, Domnul Iisus Hristos ne învață următoarele. Citesc doar din versetul 3. Luați seama la voi și vă, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău să-l Să știți că o cerere, cererea cincea e foarte greu de îndeplinit. Cori bum, scritoare olandeză, a fost în lagărul de la Auschwitz, împreună cu sora ei. Dumnezeu a eliberat, -o, a ieșit vie din lagul de Auschwitz, nu mulți au ieșit de acolo. A ieșit și a început să vorbească în bisericile din Germania, că Dumnezeu a izbăvit-o din lagul acela. La un moment dat, într-o biserică, după ce a depus mărturie, vine un om la ea și întinde mâna. Pace, soră Cori, mă știi? Ce nu te știu, cine ești? Eu sunt gardianul de la Auschwitz. Ea m-a grijă de tine nu a putut să ierte. Pentru că știe cum a fost chinuită sora ei de gardianul Oșpiț. Deci eu m-am întors la domnul ce gardianul și acum sunt fratele tău și vreau să dau mâna cu tine. Cori nu a putut să întinde mâna pentru că nu a avut puterea să ierte. Grozăviile de la Oșpiț au făcut, nu pot, nu pot ierta ca om, niciodată stai puțin, dar mai înainte ai vorbit, nu, de Domnul ce-a făcut în viața ta și tu nu poți ierta un gardian de la Auschwitz? Și-a dus aminte de toate grozăviile, grozăvii incredibile acolo, la lagrul de exterminare. Experiențe pe oameni, chinuri groaznice. Și atunci și-a dus aminte de un verset din Biblie. Și ar fi bine să ne aducem aminte și noi de acest verset, că nu putem ierta. Spune în roman că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în nimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deci că nu putem ierta ca oameni. Avem nevoie de Duhul Sfânt să iertăm. Nu putem ierta. Suntem atât de traumatizați de ce am suferit din partea cuiva, încât nu putem ierta persoana aceea. Și atunci Coria striga la Dumnezeu. Doamne, dăm Duhul Sfânt. Se pot ierta. Dacă nu poți ierta ca om, strigă, Doamne, dăm Duhul Sfânt, ca prin Duhul Sfânt să pot iubi și ierta. Și atunci a întins mâna. A primit răspuns. A strigat în și a putut să întindă mâna la acel gardian. Am fost și eu foarte supărat pe un om. Deci, atât de supărat am fost că nu mai puteam să mănânc, nici să dorm. Nu știu dacă ați fost luată supărați așa. Ați fost, unii dau din cap, au fost supărați. Supărat că nu pot să mănânc nici să dorm. Atât de supărat am fost pe omul acela încât mă plimbam prin centru în piața Unirii, eu am gândit, nu pot să mănânc, nu pot să dorm, nu mai am pace, nu mai am liniște. Am avut dreptate, pe merit eram supărat, că merita să fiu supărat omul acela. Am zis, Doamne, nu, mai, nu, nu, trebuie să ies doar în biserică, pot să ierți oriunde, și în piața Unirii. Am zis, Doamne, uite, iau o decizie înaintea ta să pe omul acela. Și ce s-a întâmplat cu mine? Din nou am putut să mănânc nu a putut să dormi. Pentru că iertarea pe care ai dăruit-o se răsfrânge asupra ta. Iertarea pe care o dai cuiva e ca un bumerang, vine asupra ta. Îți liniștește inima. Constantin Dulcan, un cel mai mari doctorul Dulcan, cel mai mare specialiști în neuroștiințe din România. Și în cărțile lui științifice abordează problema iertării. Șocant ce zice. Când ești mânios și nu ierți, îți blochezi sistemul imunitar. Pur și simplu. E un blocaj la... M-am gândit foarte mult la chestia asta. Când ierți, aduci un val de sănătate într trupul tău. Iertarea are efect asupra psihicului tău, chiar asupra fizicului tău. O să zice un om de știință. Iisus ne-a învățat să ierta. Dacă n-ai avea alt motiv, măcar să ai sistemul tău imunitar. Măcar să ai înătatea ta în motiv să ierți. Continuă Iisus Hristos și ne vorbește despre iertare în felul următor. Să iertăm din toată inima, spune Matei 18. Să ierți din toată inima. Deci, nu este o iertare din vârful limbii. Ascultați-mă, poate fi o iertare așa mormăită, de urs. Nu, iertare din toată inima. La asta ne cheamă Hristos, să ierți din toată inima. Iar în Colosei 3, cu 13, spune Pavel, Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Deci chiar dacă aveți dreptate, pentru că spune aveți pricină să vă plângeți unul de altul, să vă iertați unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Dragii mei. Nu prea am decepții la oameni. Știți de ce? Pentru că știu ce este în om. Nu prea decepționat. Știu că omul este gata să trădeze, este gata să te înșele. Dar știu că Hristos ne-a îndemnat să iertăm. Cum trebuie să iertăm? Cum ne-a iertat Hristos? E o mare problemă cu iertarea și aici mi se pare pericolul să ceri iertare. Pentru că și este ce nostru. Și ne artă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Dar dacă tu nu ierți, tu știi ce cere aici? Domnule, precum eu nu iert, nici tu să nu mă ierți. E mare pericol. Sunt unii care sunt certați în familie și nu comunică unul cu altul, doar în scris. Doar în scris comunică. Dragii mei, spune în Coloseni, chiar dacă ai motiv să te plângi, să ierți cum a iertat Hristos. Dragii mei, la asta suntem chemați. Această celera a cincea pune problema iertării. Pentru că suntem oameni imperfecți, chiar oamenii dragi îți pot greși. Unul singur a fost perfect, Iisus Hristos. Celălalt suntem imperfecți. Și oamenii imperfecți rănesc pe altul. Să știți, ne rănim unul pe altul. Trebuie să fim realiști. Cei mai buni oameni rănesc pe altul. Ne rănim. De aceea trebuie să învățăm să iertăm cum Hristos a iertat. Unii țin supărări, 5 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Nu se iartă unul pe altul. Zice ce mă doare cel mai mult în biserică. Neiertarea. nu îl pot ierta, zice. Nu-l pot ierta. Dacă nu ierți, nici Dumnezeu nu te iartă. Iertarea nu înseamnă că nu spui adevărul. Iertarea nu înseamnă că faptele nu rămân. Rămân. Dar Hristos ne îndeamnă să ne iertăm unul pe altul. În Marcu 11, cu 25 și 26, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, și când stați în picioare, de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru că și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în cer nu vă va ierta greșelile voastre. Versetul 25 spune să iertați orice aveți împotriva cuiva. Nu am împărțit greșelile în două categorii, care se pot ierta și care nu se pot ierta. Pe baza Marcu 11 cu 25, trebuie să fie două categorii? Sau o singură categorie. Orice aveți împotriva cuiva. Deci orice poate fi iertat. Repet, faptele rămân. Nu înseamnă că ierți, faptele nu rămân. Nu înseamnă că spui minciuni. Că nu, nu s-au întâmplat. Nu, s-au întâmplat acele lucruri. Dar pentru mine e un șoc, Marcu 11 cu 25. Dacă stați în picioare când vă rugați să iertați orice, acest cuvânt orice, orice aveți împotriva cuiva dacă nu iertați nici Tatăl vostru care este în cer, nu vă va ierta greșelile voastre. Acum, stau și, mă întreb. Mai e valabil versetul 26. Dacă nu iertați nici Tatăl vostru care este în cer, nu vă va ierta greșelile voastre. Mai e valabil. E valabil. Poate tu crezi că dacă urli în rugăciune, primești răspuns. Nu vei primi răspuns. Poți să te rogi cu strigăte mari și cu lacrimi și Iisus a rugat așa. Nu-i păcat. Dar problema este în frântul. Dacă nu ierți, nici tu nu vei fi iertat de greșelile tale. De aceea, cina Domnului este un loc unde trebuie să ne cercetăm cât de mult iertăm sau nu. Că degeaba mă rog, Doamne, iartă în păcatele dacă nu iert pe fratele meu. Înțelegeți de ce e importantă cina Domnului? Această rugăciune iartă-ne pe cum și noi iertăm. Poate fi o rugăciune în care ne cerem pedeapsa. Pentru că dacă eu nu iert, cum zic, iartă-ne precum și nu iertăm, și dacă eu nu iert deloc, de fapt știți ce mă rog? Doamne, nu mă ierta. Pe cum nici eu nu iert pe fratele meu. Dragii mei, această cerere a cincea este necesară, tocmai fiindcă suntem oameni imperfecți. Și oamenii imperfecți greșesc și rănesc. Așa se cerere, ispita, ci nu ne duce în ispită. În Luca 22, spune Iisus, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Noi trebuie această cerere a șasea să o aplicăm, să ne rugăm. Doamne, nu ne lăsa să cădem în ispită, este o rugăciune preventivă. Dar vă întreb, dragii mei, ne rugăm de asta? Face parte din cultura noastră de rugăciune. Doamne, ajută-mă să nu cadă în ispită nici astăzi. Ar trebui, Isus a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Deci dacă nu mă rog, eu pot să cadă în ispită. Rugăciunea mă protejează să nu cadă în ispită. Cererea a șasea se legă de problema ispitei. Spune în Marcu 14 cu 38. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de răvnă, dar trupul este neputincios. Trupul nostru este neputincios ușor cade în ispită. Da, Duhul prinde râvnă. Da, avem doctrină curată, știm ce e păcat, ce nu e păcat, dar zice Iisus, trupul e neputincios. E vulnerabil trupul. Hristos spune asta. Deci de aceea, vegeați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Cererea a șasea este foarte importantă. Și nu prea o practicăm. Nu prea ne rugăm rugăciunea preventivă. Doamne, ajută-mă să nu cad în ispită. Doamne, ajută-mă să veghez. E cerere neglijată. În Tatăl nostru avem câteva cereri pe care punem accent, dar avem câteva cereri pe care le neglijăm. Cererea așa să e neglijată. Nu mă rog să nu cad în ispită. Mă consider puternic în fața ispitei, că am mai trecut pe acolo. S-ar putea să fi rezistat prima oară. Dar nu e sigur că vei mai rezista și a doua sau a treia oară. De aceea trebuie să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să nu cădem în ispită. În Luca 4, versetul 1 și 2, vedem că Isus a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit diavolul timp de 40 de zile. Dumnezeu nu ispitește. Dar Dumnezeu te poate lăsa în locul de ispitire. Duhul Sfânt a lăsat pe Isus în pustiu. Deci nu Dumnezeu ispitește, Dumnezeu te poate lăsa în locul acela al încercării. Duhul a dus pe Isus în pustiu, unde a fost de diavolul. În sensul ăsta, interpretăm, nu ne duce pe noi în ispită. Rega Doamne, protejează-mă, Cererea a șaptea se legă de izbăvire. Și ne izbăvește de cel rău. Spune în 1 Ioan 5 19, știm că suntem din Dumnezeu și toată lumea zace în cel rău. cum, ne, cum interpretăm și ne izbăvește de cel rău? Străim într-o lume a răului. Aș aminti trei situații în care să aplicăm izbăvește în celor. Prima situație, de duhurele. Sunt unii care n-au liniște noapte, au coșmarul, sunt atacați de durele. Doamne, izbăvește-mă de durele. A doua situație de oameni răi. De oameni răi care ne subjugă. Doamne, izbăvește-mă de acești oameni răi. Și atunci, situații rele. Pot fi situații rele. Doamne, izbăvește-mă și din suvați situații rele. Dar trebuie să învățăm cele șaptea. Să cerem izbăviri de la Domnul, de cel rău. Dacă nu cerem asta, cel rău, pentru că zicem toată lumea în cel rău, cel rău ne va răni, ne va tulbura cel rău. Și această rugăciune este, această cer este o cerere preventivă, este o cerere de izbăvire, o cerere de eliberare. În romani, spune Pavel, Roman 15, să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudea. Rugați-vă pentru mine să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudea. Deci se referă la sensul 2, de oameni răi. Și Pavel spune, și voi să rugați să fiu izbăvit de acești oameni răi. Suntem înconjurați de oameni răi, dar să ne izbăvească Dumnezeu de puterea lor de a ne face rău. Pe mine m-a mirat această cerere de rugăciune a lui Pavel. Rugați-vă să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudea. Adică de oamenii răi din jurul meu. Ajutați-mă în rugăciune. Am oameni răi în jurul meu. Să fiu izbăvit de ei. Să nu poată să-mi facă rău. E un subiect de rugăciune. În 1 Cronici 4 cu 10, Ebet s-a rugat în felul următor. S a cerut binecuvântare, dar un moment dat spune dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fie în suferință și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Să mă ferești de nenorocire, Doamne. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Nenorocire pot fi situațiile rele. Domnul izbăvește mă și din situații rele. Domnul izbăvește mă și din nenorocire. Dumnezeu ascultă rugăciunea iebeți. Dumnezeu să ne învețe cererea șaptea. Și ne izbăvește de cel rău. Și asta este o cerere neglijată. Dar trebuie să o practicăm. Cele șapte cereri o încheiere. Spune, a ta este împărăție, nu? Puterea și slava. Dar Hristos mai adaugă ceva la încheiere. Afirmația lui Iisus după rugăciunea Tatăl nostru, Matei 6, cu 14 și 15. Despre iertare. Deci din toate celelalte șapte cereri, mai este un post scriptum. post scriptum. este doar despre iertare. Pentru că Hristos a trebuit să sublineze cât de importantă este această cerere. Și Hristos spune în acest post scriptum, dacă iertați, Tatăl Celesc va ierta și pe voi. Dacă nu iertați, Tatăl nu vă va ierta nici pe voi. Dragii mei, cele șapte cereri din Tatăl nostru să facă parte din viața noastră de rugăciune. Unde am fost neglijenți la cele șapte cereri, să fim atenți. Unde am fost atenți, să rămânem atenți. Dumnezeu să ne ajute la asta,